Partidul Democrat Liberal Prahova a organizat astăzi o conferință de presă menită să atragă atenția asupra scandalurilor care au cuprins județul în ultima perioadă. Protecția copilului și Spitalul Județean, alături de arestările din dosarul Păvăleanu, au făcut subiectul presei naționale. Toate acestea au însă un numitor comun, spun cei de la PDL, și anume Consiliul Județean Prahova. Nu de mult timp, Direcția Națională Anticorupție a fost în sediu Consiliului Județean și a ridicat o serie de documente care sunt în legătură cu acest scandal de corupție. Vorbim de sume uluitoare, 35 de milioane de euro. Da, este cunoscutul dosar Păvăleanu și în care, conform comunicatului dat de către Direcția Națională Anticorupție, sunt peste 30 de firme implicate în acest scandal. Astfel, reprezentanții Partidului Portocaliu spun că au găsit vinovatul în fiecare din aceste situații. Sunt lucrări care se fac la Spitalul Județean și care nu au nicio legătură cu îmbunătățirea modului în care pacienții stau și beneficiază de servicii din partea acestui spital. Ultimele afirmații făcute de către managerul acestui spital sunt numai pentru a acoperi incompetența și imposibilitatea de a administra acest spital. Aceștia susțin că au și o soluție pentru aplanarea acestor conflicte. Vor să-l vadă pe Adrian Dobre la conducerea județului Prahova. Având în vedere aceste evenimente, aceste lucruri care sunt, cred că, destul de concludente, Partidul Democrat Liberal îi solicită actualului președinte Mircea Cosma să-și dea demisia. Pentru că toate aceste lucruri demonstrează faptul că județul Prahova nu este guvernat. În prezent, la sediul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, o comisie a Ministerului Sănătății verifică acuzațiile pe care doctorul Dan Oprea le-a adus. Reamintim faptul că, printr-o scrisoare deschisă către redacția unei publicații prahovene, acesta a declarat că nu există zi fără un caz de malpraxis. Demersului său i s-au alăturat mai mulți colegi din spital care au trimis un memoriu în semn de susținere.